Consumul de droguri este unul dintre cele mai mari pericole ce pândește în primul rând tinerii. Aceasta deoarece s-a ajuns ca inclusiv elevi de gimnaziu să ducă la școală iarbă, acum din teribilism, însă acesta este primul pas spre dependență. Problema este că mulți dintre consumatorii de substanțe interzise ajung la spital cu intoxicații acute, iar medicii se luptă să-i readucă la viață. Din păcate sunt foarte multe intoxicații cu substanțe interzise sau mai puțin interzise. În medie cred că avem între 5 și 10 pe lună, marea majoritate fiind etnobotanice. Alarmant este faptul că în ultimii ani numărul consumatorilor de substanțe interzise care au ajuns la spital cu intoxicații a crescut de până la 10 ori, iar aceste statistici sunt departe de a ilustra numărul real de cazuri, deoarece cei mai mulți refuză să apeleze la ajutorul medicilor. Deci dacă până acum, să zicem, 3 ani întâlneam câte una, două cazuri pe lună, acum v-am spus, avem și 10 pe lună și multe cred că nu sunt nici declarate, adică ei vin că se simt rău, dar fără să spună că au consumat ceva. Pacienții care au consumat etnobotanice sunt ținuți în spital până în momentul în care parametrii vitali revin la normal. Din păcate însă, mulți nu mai pot renunța la acest viciu, iar pentru ei cauza este pierdută.